Din acest an, elevii de clasa 8 au posibilitatea să opteze pentru învățământul profesional. După prima etapă de înscriere, peste 430 de elevi de clasa 8 s-au înscris în învățământul profesional, cei mai mulți optând pentru calificarea de instalator, mecanic auto, ospătar și vânzător în unități de alimentație. În urma celor două zile de înscrieri în învățământul profesional cu durată de 3 ani, din perioada 26-27 mai, un număr de 438 de elevi din clasa 8-a și-au depus candidatura pentru cele 545 de locuri disponibile la nivel județean. Cele mai căutate calificări au fost cele de mecanic auto, la care s-au înscris 139 de elevi pe 168 de locuri, instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze cu 47 de înscriși pe 28 de locuri disponibile. Ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație, cu 43 de înscriși pe 14 locuri, tâmplar universal cu 40 de înscriși pe cele 84 de locuri. La polul opus cu cei mai puțini înscriși se află calificările zidar, pietrar, tencuitor, unde pe cele 28 de locuri disponibile s-au înscris doar 15 candidați, tricoter, confecționer, unde s-au înscris 22 de candidați pe cele 28 de locuri disponibile. La nivel național, în 2014, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, concurența în învățământul profesional a fost în unele cazuri și de peste 7 candidați pe loc. Pentru prima dată, în doar 2 zile, au fost înscriși peste 26.000 de candidați pe cele peste 29.000 de locuri, ca urmare a faptului că elevii au avut posibilitatea să se înscrie înainte de admiterea în liceu. Până acum, elevii erau repartizați computerizat în clasa 9-a, într-o școală unde rămâneau locuri. Acum ei pot opta direct după clasa 8-a pentru o școală profesională, care de cele mai multe ori le oferă și garanția unui loc de muncă după absolvire, pentru că școala este organizată la cererea angajatorului, spun reprezentanții Ministerului Educației. Implicarea agenților economici este o caracteristică majoră a învățământului profesional și tehnic, aceștia participând la următoarele activități specifice: fundamentarea planului de școlarizare și stabilirea ofertei de pregătire profesională, selecția elevilor care se înscriu în învățământul profesional, elaborarea componentei locale a curriculumului adaptată la nevoile specifice, în parteneriat cu unitatea de învățământ, pregătirea practică a elevilor, evaluarea performanțelor acestora pe durata practicii și examenul final în vederea certificării calificării. Elevii care vor urma învățământul profesional de 3 ani vor beneficia de o serie de avantaje. În primul rând, la finalul celor 3 ani de studiu, ei vor primi un atestat de certificare profesională, recunoscut atât în țară cât și în Uniunea Europeană. Un alt beneficiu al parcurgerii acestei forme de învățământ este susținerea financiară de 200 de lei pe lună, pe care o primesc toți elevii admiși prin programul Bursa Profesională derulat de Ministerul Educației Naționale.